Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această seară vom discuta despre un subiect care se pretează acestei perioade și anume alimentația din timpul postului. Nu uitați că ne puteți adresa orice întrebare aveți pe chat sau prin telefonul pe care îl vedeți afișat pe ecran. Și de asemenea, pentru miercuri, dacă aveți probleme cu un produs sau un serviciu achiziționat și sunteți nemulțumit, ne puteți scrie pe telecons@protecția-consumatorilor.ro și vă vom răspunde miercuri în direct. În această seară, după cum am spus, vom vorbi despre alimentația în perioada postului, împreună cu domnul doctor Virgiliu Stroiescu, doctor în științe medicale. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine m-ați invitat! Avem un subiect care ne arde, să spunem așa, pentru că toată lumea ține post, sau majoritatea țin post, și poate nu știu că au o varietate mare de alimente din care pot să aleagă. Și dumneavoastră o să ne ajutați. Părere de rău, anul trecut au postit doar 7% din populația țării. Așa puțin. Foarte puțin, da. Pentru că, cu părere de rău, iar nu se încurajează. Vă dați seama, închipuiți-vă producția de carne, lapte, brânză, ouă, dacă jumătate din populație ar ține post. Ce s-ar întâmpla cu ele? S-ar prăbuși. Și atunci, toate eforturile sunt ca oamenii să nu țină post. Deci, televiziunea, în loc să ajute toate, unele, dar asta e politica la ora actuală, în loc să ajute pe oameni să aibă o perioadă în care să se purifice, să se curețe, să se vindece, din contea se dau mesaje care nu sunt cele mai sincere. De exemplu, la o televiziune mi-a spus, postiți, vă faceți bine spiritual, dar ajungeți la spital. Cum e posibil să spun așa ceva? Adică postul e ceva care să te distrugă, să te omoare, să te chinuiască, când din contra e o binecuvântare. Adică noi mâncăm tot timpul produse origine animală, care nu sunt sănătoase. Nu vă supărați, nu sunt sănătoase. Ne curățăm organismul. Exact, și atunci dacă o perioadă mănânci numai produse vegetale, cum să ajungi în spital? Acum trebuie să fii inteligent, cum foarte bine a spus, că nu semnează că post înseamnă și numai brânză, numai pâine și cu varză sau cu ceapă. Asta nu este. Trebuie să mâncăm toată gama, că avem mii de alimente. Avem de obicei cartofi, brânză, da, pateu, avem cam mii de, da, de orez am auzit, da, de fasole am auzit, da, de linte am auzit. Nu? Adică avem atât de multe fructe, legume, vedețuri, leguminoase, aici sunt baza, leguminoase. Apoi, vedeți, noi consumăm ulei, dar nu e sănătos uleiul. Un ulei de la sticlă, întâi este scos din semințele respective, la temperaturi care depășesc uneori 100 de grade, deci de la început uleiul s-a stricat din punct de vedere chimic și mai ales biologic, pentru că în plante el are și enzime, are substanțe astea vii, substanțe utile. Când îl pui la 100 de grade, la 40-50 de grade, tot ce este viu nu mai e viu, nu mai e funcțional. Și după aceea, ca să arate și frumos, îl încălzim a doua oară la 200 de grade. Păi ce a rămas acolo? Pe când așa trebuie să mâncăm semințe de floarea soarelui, să vedem în buzunar floarea soarelui, să cumpărăm migdale, să cumpărăm arahide, să cumpărăm nuci. Și atunci să vezi ce viață frumoasă este. Dar nu pot să nu vă întreb, uleiul de măsline cum e? Și uleiul de măsline, adică e cel mai bun ulei de pe planeta noastră, uleiul de măsline. Unii zic că uleiul de in, pentru că, într-adevăr, e mai concentrat să nu are gustul acela finus de măsline. Dar a doua problemă este că e foarte falsificată. Cine verifică că normal uleiul trebuie să fie așa unsuros și maroniu sau verzui? Nu? Pe când e transparent, așa cum e apa mea de aici, numai normal nu este. Și sunt multe tipuri, din sâmburi, din... Ce zic, da, nu, da, ce din sâmburi, mănânc măslina, deci asta sunt jucării, că din sâmburi, din struguri, mâncăm fructe respective. Și atunci, mult mai bine ar fi dacă am mâncat în fiecare zi 2 pumni de măsline, 2 pumni de nuci, nu? Cum, niște migdale, dimineață cereale. Acum, ce se întâmplă? Produsele animale sunt foarte gustoase. Cine spune că nu e gustos o friptură sau niște mici de aia calz, așa, nu, cu usturoi, care frig așa și când te pui chiar, când pui în gură, te mușcă puțin el, te arde puțin el, dar cald, așa, auzi cum scârție în el grăsimea. Dar sănătos o fi pentru celulele noastre, e hrană sau e o travă? Nu, gândiți-vă câte etaje se știe că, domne, fac niște mici acolo.
E, închipuiți-vă în ce atmosferă stă micul ăla, mic și rău, acolo, în ce fum. Un kilogram de carne pe grătar, și dacă ești cu cărbuni vegetali, au peste 700 de unități de benzpiren, adică ca și când am fumat 700 de țigări. Iar cel care îl întoarce așa, când pe parte, când pe altul, ca și când a fumat 3-4 pachete. Pentru că fumul acela nu e un fum ozonizat, care face bine, care te recorește, liniștește. Și proteinele? Este afumătură, poftiți? Proteinele din carne? Ce sunt proteinele mai întâi? Proteinele sunt cărămida din care suntem făcuți noi. Mai e și puțină grăsime pe lângă cărămida respectivă. Deci noi suntem făcuți din proteine. Tot ce organismul uman are proteină. Pereții au înăuntru colesterol. Toate celulele sunt făcute dintr-o rețea de colesterol, de grăsim și de proteine. Dar proteinele sunt cărămida organismului nostru. Ele sunt de două categorii, proteine animale și vegetale. Noi fiind animale, nu suntem vegetale, așa, avem proteine proprii. Noi trebuie permanent să le refacem, pentru că le uzăm. Cu vegetale sau animale? Și acum problema este așa. Ideea că avem nevoie de proteine animale e o prostie. Pentru că nu avem nevoie de proteine, ci de elementele din care sunt făcute proteinele. Dacă am luat o proteină, să spune ca un tren cu multe vagoane, și sunt cu miile, deci proteinele au foarte mulți aminoacizi, de aceea au o grupare amino și acid. Ați văzut, sunt de tramvaiul 5, pare mi se are două capete. Când merge pe deal, înapoi când merge înainte. Cam așa sunt aminoacizii. Unii o parte amino și o parte acid. Și sunt unele albe și unele galbene. Cele albe sunt cele care sunt făcute din plante, cele galbene sunt cele care sunt animale. E, noi nu avem nevoie de proteine, ci de aminoacizi, pentru că un copac nu intră în sobă. Ca să folosești un copac să-ți facă căldură și ai o sobă, întâi tai copacul în bucățele. În celulă nu intră proteina animală, ci intră doar aminoacizi. Și fiecare celulă umană, de exemplu, nu, sau animală, își face singură cam 8, 10, 12 aminoacizi esențial. Unii zic că 8, alții zic că e 10, alții zic că e, hai să zicem 9, ca să fim la mijloc. Sunt 9 aminoacizi esențiali, că histidina e pusă și jumătate, așa? Și sunt încă 11 aminoacizi pe care orice celulă le face. Auziți puțin, celula are 2-3 microni, 5 microni, ovulul are 200, da? Câteva microni. Micronul e a mia parte dintr-un milimetru. E bine, ea face, fiecare celulă face 11 aminoacizi și poate face până la 5.000 de proteine, în bucățica aia mică. Atunci proteinele nu pot intra în celulă și noi băgăm în celulă doar aminoacizi. Și atunci nu avem nevoie de proteine animale, care trebuie să fie sfărâmată în bucățele. Și atunci organismul desface proteine aminoacizi și celula nu spune dăm proteină animală, ci dăm aminoacizi esențial, pentru că neesențial e ea. Și atunci, aici cum s-a rezolvat problema. Nu avem nevoie de proteine animale, ci de aminoacizi esențial. Dar cei mai buni sunt aminoacizi esențial din plante. Închipuiți-vă că sunteți bunică și aveți o fetiță și vreți să-i faceți un palton. Și aveți 90 de ani și spuneam să-i fac cadou paltonul meu, că de l-am de 70 de ani sau de 60 de ani. Ce stofă îi dați nevastră nepotului? De 60 de ani. E bine, proteinele animale, întâi a trăit animalul în ele, a murit săracul, că l-am omorât noi, că n-am murit de, niciodată nu mâncăm animale care mor de boală sau de bătrânețe. Animalul să fie puternic, să fie frumos, să fie sănătos și cu cât e mai sănătos, cu atât l-o mori cu mai multă forță, nu? Și atunci animalul respectiv a murit. El n-a murit doar într-un loc. Tot organismul moare și proteinele mor și ele. Luăm din ele câte ceva, băgăm nitriți în ele și apoi le mâncăm. Pe când dacă e din plante, ai toți aminoacizi esențiali. Deci putem pe timpul postului să avem proteine în continuare, dar mâncăm ce anume? Avem soia, nevoie de aminoacizi esențiali. Cele mai mulți aminoacizi esențiali l-au leguminoasele. Oase însemnează boabe. Legume este ardeiul, roșia, castravetele, legume. Leguminoase zboabele, lintea, fasolea,
fasole, o acnia de fasole, linte, mazăre. Dom'le, astea au proteine așa cu carul, de 3 ori mai mult decât are carnea. Soia, de exemplu, atunci când lucram și eu cu sportivi de performanță un număr mare de ani și am făcut câteva lucrări și am văzut că și-a luat premiul internațional lucrarea asta care am făcut-o împreună cu colectivul de medicină sportivă, că cea mai bună proteină a planetei pentru sportivi e cea de soia. Păi hai să vedeți de ce. Haideți să ne uităm. Am adus aici material ca să discutăm. Să vedeți, nevastră, câte... Uitați aici. Nu știu cât se vede acolo, uitați. Sper că se vede, da? O să încercăm, dați-o mai mare, așa. O să încercăm deci, să arătăm. Da, așa. Deci, proteinele animale sunt cele care sunt cu negru, cele vegetale, cele cu alb. Urmăriți, vă rog, în soia, de câte ori sunt mai multe proteine, aminoacizi esențiale. Iar ideea că aceștia nu sunt de calitate bună, însemnează că cel care vă spune asemenea afirmații, ori n-a citit și n-a studiat, ori e un rău, intenționat. Deci proteinele vegetale sunt mult superioare. Și dacă zic o cifră că sunt de peste 40-50 de ori mai bune, deci hrana vegetală nu este doar o dată sau de 2 ori mai bună, este de 10 de ori mai bună. Uitați-vă aici un exemplu. Hai să luăm DDT-ul. Nu? În carnea de vită. DDT înseamnă în ce casă? DDT este un insectofungicid care era pe vremuri și acum încă mai rămas și care omora insecte. Dar sunt insectofungicide, sunt după aceea contra buruienilor, erbicide. E bine, astea intră în pământ. Și acum dacă ne uităm aici, uitați-vă, dacă la vită este 1, la legume, e de 11 ori mai puțin, la cereale de 35 de ori mai puțin, la rădăcinoase de 40 de ori mai puțin, iar la cartofi de 93 de ori mai puțin. Nu de 2 ori, de 93 de ori mai puțin. Și atunci nu-i mai curată hrana vegetală? Și atunci, deci o hrană care nu-i sănătoasă, dă și alergii, e plină de antibiotice ca animalului bolnav și ca să nu moară, e de antibiotice. Alea rămân în el și intră în noi. Nu? Au hormoni. Hormonii respectiv nu ca o vacă. Hormon ca la o vacă. Cantități masive. E, ăștia nu mor fiind tratați. Și dacă o domnișoară de 4 sau 10 ani consumă o friptură mare în sânge, după aceea va avea senzații cum are o domnișoară la noaptea nunții. Pentru că e plină de hormon din hrana pe care a avut-o. Și atunci altfel gândește, începe să plângă, se gândește la altceva, se uită la poze nu știu cum. Și de aceea se întâmplă foarte des că găsim mămici care au 10, 12, 15 ani. Pentru că hormonii te scot... Au mâncat prea multă friptură de... Dom'le, hormonii respectiv nu sunt sănătoși, înțelegeți? În lapte există hormoni. Cu hormonii dau coșulețele care le au oamenii, zahărul. Laptele, da? Ajută la, de exemplu, un lapte, pentru că de multe ori se întâmplă ca vaca să fie într-o perioadă gestantă, atunci are mult progesteron, progestație. Și ăsta intră în sângele domnișoare, s-a transformat în testosteron și începe să aibă bube și nu mai scapă de el. Și în momentul în care termină cu lăpticul, nu? Hai să luăm problemele astea laptelui, nu? Dom'le, s-a făcut în lumea noastră o industrie și o afacere incredibilă despre lactate. În America, 14% din banii pentru alimentație sunt luate de produse lactate. E bine, ele sunt sănătoase, că a fost un proces mare prin 1970 și ceva, în care producătorii de produse lactate spuneau niciun om fără lapte. Laptele este necesar. Și dacă ne uităm, chiar din anul 2001, Universitatea de la Harvard, cea mai mare universitate a lumii, deci anul în cartea Studiu China, cumpărați-o de la Bucurobor, că se găsește și în toate librăriile, e cea mai inteligentă carte scrisă în ultimul timp. Pe 800 de milioane de oameni, timp de 30 ceva de ani, cu 56 de mii de lucrători care au lucrat. Și au văzut exact care sunt cauzele cancerului. Și a arătat clar, împreună cu Harvard-ul, din anul 2001, că din 14 studii, 12 studii au văzut că e o relație între lapte și cancerul de prostată și de sân.
Și nu există în toată problema medicală o așa relație între lapte, deci produse lactate, pe departe că sunt sănătoase. Și această celebră universitate Harvard, de care tot românul știe și toată lumea știe, și când spune Harvard o vorbă, nimeni nu mișcă, a spus foarte clar, uitați, produsele lactate sunt dăunătoare sănătății. Inclusiv iaurtul sau numai lapte? Da, iaurtul din ce e făcut? Nu cred că are așa de mult lapte. Dar ce sincer. Poate? De ce? E lapte în care s-a pus niște ăsta, să spun, niște enzime, nu? Niște ciuperci care a făcut iaurt, dar tot lapte este. Da, e atât de roz și portocaliu și să vă ferească Dumnezeu să punem fructe înăuntru, că nu sunt chiar fructe, sunt mai mult zemuri de fructe și chiar ea nu sunt sănătoase. Și de aceea, deci, și uitați, am aici chiar hârtia pe care Harvard a spus foarte clar că încurajează consumul de cereale integrale, apă curată și legume proaspete. Și au văzut că laptele crește riscul de cancer de prostată și posibil de cancer ovarian. Dacă Harvard spune, aici nu s-a întâmplat, deci e o relație clară și produsele lactate. Păi omul e singurul mamifer care la vârsta adultă, da, bea lapte. Bea lapte. E papă lapte. La ce vârstă, nu? Că normal trebuie să... Și încă ceva, sunt niște statistici interesante, nu le am la mine acum, data viitoare viu și cu ele, să vedeți că lactoza, enzima lactaza care transformă lactoza, în Asia, în Africa, 80-90% din populație nu mai o are. Dar noi, pentru că tot timpul suntem cu laptele, am mai persistat. Dar în mod normal nu e sănătos. Deci copilul bea lapte cât timp n-are dinți în gură. Când încep să apară dințișorii, ar putea să producă leziuni. Și atunci ajunge. Închipuiți-vă ce interesant e laptele ăsta. Un simplu lichid, dacă o componență incredibilă, dublează greutatea copilului. Deci laptele băut face în spate lui carne. Din lapte se face un organism întreg. Dar nu trebuie... Și atunci, pentru oamenii adulți, laptele nu e... De aia brânza e de 7-8 ori, 9 ori mai concentrată. Și ea nu face bine, nu-i sănătos. Și dacă vreți, vă vorbesc numai despre asta o oră, o să o luăm atât timp și în privința asta, că e bine că lumea să înțeleagă. Eu nu că nu fac reclamă contra laptelui. Dom'le, vreți să beți, bea fiecare orice, îmi interesează. Dar să nu spună că e bun, chiar dacă e gustos. Noi nu facem deosebire între sănătos și gustos. Nu tot ce este gustos e și sănătos, ci că e bun, bun la gust. Dar pentru celulă săraca face bine, nu? Ajută alcoolul. E un toxic dovedit pentru sistemul nervos și pentru ficat. Dar e bun. Cine nu bea? De începând de la nunți și terminând până la botezuri, începând de la organizații mondiale și până la mormântări, de zile de naștere oricând, trebuie să fie un pahar de alcool. Dă-le o travă. Mustul e bun. Dar alcoolul în singur este o travă. E, s-a împământănit această idee și nu mai poți să o scoți. Și dacă ești om, deși spui, dom'le, alcoolul e toxic, îți râd de tine, ori spune că ești puțin bolnav sau cine știe, alte calificative îți mai aduce. Dar ele sunt toxic, nu face bine. Trebuie că organismul să repare. E ca și când un domn are o soție superbă, frumoasă și deșteaptă, și el permanent, când se enervează, îi mai dă un pumn, mai face o vânătaie, îi mai sparge un dinte, îi mai rupe puțin nasul. Și tu, dar n-am omorât-o. Nu, zice că numai așa am atins-o, știi? O țin numai în palme. Da, dar tot timpul e traumatizat, asta face alcoolul. Permanent lovește picatul, lovește... Dar ne place, nu? Sau băuturile astea carbogazoase. Vai de capul lor ce în interiorul. Haideți să discutăm puțin și de acestea, că acum spune că suntem la post, hai să bem din acestea. În 5 litri de sânge este doar o linguriță de zahăr. 5 grame de zahăr. La fiecare Câți litri litru, de sânge are un om? Poftiți 5. Deci în 5 litri de sânge găsim 5 grame de zahăr. Deci la fiecare litru avem un gram. E, la băuturile astea care au 10%, ăsta are 0,1%, nu? E la 5 litri de bea o linguriță. La un litru, aici, ar trebui să fie de 5 ori mai puțin, dar are 20 de linguriți. Auziți, oameni buni,
când cumperi un suc de ăla colorat, indiferent de culoare, că e roze, că e galben, că e negru, nu? În tine pui, dacă ai un litru întreg, 20 de lingurițe și ai nevoie doar una la 5 litri. Ce face pancreasul? Dar cine bea doar un litru? Bei doi. Când ți-e sete, nu bei jumătate de pahar, că e bun, e gustos. Nu, dacă mai bagă și alte substanțe astea care îți dau și dependență. La este 2 litri, că dau dependență? Dar cum să nu? Păi nu mai poți fără ele. Bagă alte substanțe care simți nevoia de domnul. Te cumpăr, nu beau numai apă asta ca proști. Este fin. La 2 litri, 40 de lingurițe. 40, am spus, nu 4. 40. La 2 litri jumătate, 50 de litri lingurițe. Iar dacă punem 5 litri ca la sânge, sunt 100 de lingurițe de zahăr la 5 litri de băutură dulce. Și spuneți nevastă, cine aruncă o sticlă de 2 litri jumătate după nu o bea toată? Când nu spui, a, am o jumătate, o arunc. O ții acolo. Și intră în tine, intră în tine și storci pancreasul și apare diabetul. Dacă e de 15% concentrația, atunci sunt 30 de lingurițe la litru, 60 de lingurițe la 2 litri și 75 la 2,5. Iar la 5 litri sunt 150 de lingurițe. Îi spuneți dumneavoastră, deci să nu îngrășăm, ci că a băut, s-a îngrășat. Păi dacă în fiecare zi bei câte un kil sau jumătate de kilogram de sucuri din astea, bați zeci de lingurițe în tine și atunci e sănătos, e bun. Pe când dacă ți-e sete, ia dom'le două portocale sau un gref sau două și fă o zeamă bună, zeamă vie. Tot ce este vie, verde, tot ce este vegetal este viu, are viață în el, pentru că l-am dus moarte. Asta e băutură moarte. Nu? Și zahăr fără nimic altceva. Și ăsta vine și dă peste cap tot metabolismul organismului. Și atunci, haideți să învățăm. Aici e rostul discuțiilor noastre. Nu sunt sănătoase. S-o supăra unii că s-a afaceri mare aici. Știți ce miliarde se învârtesc pe lângă băuturile astea? Și vă dați seama, dacă spui nu mai bezi, dar ce să bem? Beți, mâncați portocale, mâncați gref, mâncați mere. Noi trebuie să mâncăm minim 2-3 mere pe zi. Minim 1-2 morcovi pe zi. Atunci, cine mănâncă morcov nu-i constipat, nu face carcere de colon. Păi dacă mănânci 2 mici sau 3, ai 4, ai 5, că ești grozav, cu o bucată de pâine albă, puțin muștar și cu o scobitoare, ce fibre sunt? Că fibre vegetale nic-nic? E numai poate bățul acela că ai făcut din ceva din lemn. Dar încolo pâine albă e total lipsită de... Că uitați aici, da? Hai să ne uităm la pâinea asta albă, că noi recomandăm că nu e bună pâine albă. Ia uitați, pâinea albă pierde vitamina B1 86%, B2 70%, B3 80% se duce în tărâțe, fierul 84%, cromul 87%, zincul 71%, ăsta este bombă pentru toate enzimele, foarte util. Cupru, plumesexii, 75%, fosfor 78%, acid folic 60%, doamnele care n-au acid folic, fac copii cu modificări, spina bifida și copiii toată viața vor suferi. Pentru că mămica a vrut să mănânce pâine albă, că e intelectuală, că e subțirică, e nu să mănânce ea pâine neagră. Dar pâinea, de fapt, ce ingrediențe așa bune are? Că are păi nu mă înțelegi că toți ăștia lipsesc din pâinea păi neagră. Păi tocmai asta, de ce ar fi... Pâinea albă e nenorocire, pâinea neagră, toate astea. Fibrele, 68%, calciu, 50%. N-avem calciu, avem o stupă. Păi dacă îi aruncăm jumătate din calciu, adică, cum să zic, e o crimă, domnule. A făcut Dumnezeu alimente foarte consistente și mă apuc eu și arunc tot ce e bun și mănânc ca pred, de la pâine albă, care mă și îngrașă și nimic altceva n-are. Adică e total dezechilibrat felul de a gândi. Și de aceea mă bucur că faceți acest lucru, să deschide mintea oamenilor, să începe lumea să gândească. Măi, oameni buni, vă omorâm singuri, ne omorâm singuri. Adică e dovedit că hrana animală produce cancer și îl crește pentru că are niște substanțe numite factori de creștere, IG, F1 și F2, care cresc. Nu? Și în momentul în care mănânci produse animale, astea cresc. Uite, degețelul unui copil cât este? Mic. Cum se face mare? Prin factori de creștere. Nu? Crește. Și atunci nu crește dintr-o dată. Hormonul de creștere e ca un dirijor care conduce orchestră. Și el spune la somatomedine, hai, și totul crește proporțional. Ce-ar fi să crească un deget?
să o sugrească un dinte. Nu toți. Pe când cresc toți la rând. De ce? Pentru că pleacă ordonat. Dar cine crește? Factorii de creștere. Și atunci toate produsele animale au factori de creștere în cantitate mare. Și dacă sunt cantitate crescută, ei nu numai că fac o creștere mare, dar dacă e o tumoră mică, o face tot mare. Și atunci poate favoriza dezvoltarea pocii canceroase. Și în fiecare secundă se naște organismul nostru câte o celulă canceroasă. Fiecare aerul, apa, zemurile astea, hrana, mâncarea, condimente, tot fast food-ul ăsta care e o travă, e hrană de gunoi, nu? Astea cu prăjele, ulei încins. E cea mai mare catastrofă să mănânci ulei încins. Substanțe care dovedite ca aceea croleina și substanțe care nu sunt sănătoase. O să discutăm și despre ulei încins. O să luăm o scurtă pauză acum. Nu uitați că ne puteți scrie pe Telecom Saron protecția-consumatorilor.ro dacă aveți probleme cu un produs achiziționat sau un serviciu pe care l-ați contractat. O să răspundem imediat ce revenim și întrebărilor de pe chat, pentru că sunt foarte multe. Revenim imediat. O nouă atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți? Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Revenim la discuția noastră despre alimentele din perioada postului și o să luăm împreună cu domnul doctor câteva întrebări de pe chat să le răspundem. O să-i răspundem întâi lui Titi. Ce alimente sunt total contraindicate în cursele, în curele de slăbire? Păi, cea mai bună cură de slăbire este cea fiziologică. Adică, în mod normal, noi trebuie să mâncăm, să avem aport alimentar exact cât consumăm. Și cel mai bun prieten al nostru este cântarul. Nu? Am 70 de kilograme, de exemplu. Am, de exemplu, 70 de kilograme, da? Și observ că într-o săptămână am crescut 3 kilograme. Ce însemnează? Că am mâncat mai mult decât trebuie și n-am consumat cât am mâncat. Și s-a depus. Și depunerea nu e sănătoasă. Și atunci mănânc mai puțin, fac mai multe mișcare, felicitări, și atunci voi ajunge la normal. Deci, în mod normal... Ce înseamnă normal? Normal însemnează o dată care este ideală pentru fiecare om în parte. Adică se face un raport între înălțime și greutate.
Și fiecare om trebuie să aibă o anumită ceva. Aproximativ este din înălțime scăzut 100 și ceva. Adică dacă unul are 1,80 m, e bună cam pe la 75. Dacă are 1,80 și are 100, e mult. Dacă are chiar 80, e puțin mult. Dar să zicem, hai, dacă de la noi. Deci tot ce este în fapt, ce trebuie să faci la cură de slăbire? Nu iei medicamente, ci începi să mănânci mai puțin și să faci mișcare mai mult. Începi să urci vreo 30-40 de etaje în fiecare zi, ajungi la 100 de etaje, alegi puțin tel. Alergatul e cel mai bun? Cât un prânz, mai bei apă, nu mai mănânci, sau mănânci salate. De exemplu, un kilogram de ulei are, să zicem așa, cam 10.000 de calorii. Un kilogram de castraveți are 50 de calorii. Păi mănâncă 3 kg de castraveți și ai făcut 150. Deci sunt alimente care sunt voluminoase. O salată, 170 de calorii. Deci sunt alimente care n-au energie mult. Atunci mănânci alimente de-astea foarte multe, foarte multe salate. Astea n-au energie multă. Te saturi și atunci organismul ia din rezerve să trăiască normal. Deci cel mai bun tratament este să consumăm mai puțină hrană și mai multă mișcare. Nu e bine să luăm medicamente, niciun caz. Că dacă luăm medicamente, exact ca o lamă în acea elastică. Se lasă într-o parte, ai slăbit și când ai terminat, te aruncă mult mai mult înapoi. E acest jojo, acest fenomen de a... Și atunci foarte clar, în momentul în care vrei să slăbești, păi bun, deci reduc în farfurie și fac mai multă mișcare. Cel mai bun tratament posibil. Următoarea întrebare, Ioana vrea să știe dacă problemele cu glanda tiroidă pot avea ca și cauza alimentația necorespunzătoare. Glanda tiroidă e o glandă care are multe acțiuni, cam face pe om să fie mai adaptabil, mai simpatic, mai activ. Hipertiroidienii parcă sunt un titirez, hipotiroidienii parcă sunt o statuie și între ele e normalul. Și glanda tiroidă are foarte multe lucruri foarte utile organismului și de aceea nu e bine să fie nici hipotiroide, nici hiper. Un hipertiroidean poate într-o săptămână, două, să slăbească brusc, așa, 5-6 kg. Adică arde tot tiroida asta și foarte periculoasă. Acum, dacă ați auzit de tartrazină, e un colorant galben și ori de câte ori vedeți băuturi galbene, au tartrazină. Această substanță nenorocită, printre altele, favorizează creșterea tumorilor canceroase ale tiroidei. Așa că mai puțin cu gălbeneala la băuturi. Deci și sunt și alte substanțe care la fel nu sunt foarte sănătoase și care atacă tot metabolismul, dar printre cele mai cunoscute e tartrazina. Deci sunt de asemenea excitantele puternice pot ca să facă din nou rău organismului. E o glandă cu minte care dă o secreție numită tiroxină și care ne face să fim activi, ea ne încălzește. Când ți-e frig, mâinile rești, picioarele rești, tot timpul piele uscată, ai hipotiroidie. Când mâinile tot timpul sunt calde, tot timpul te miști, nu stai pe loc, tot timpul te simți umed, tot așa, mâini, picioare, atunci este hipertiroidie. Bate inima repede, în hiponcetușor. Ce faci, bate, gândești? Și că nu, nici nu gândesc, nici nu cuget. Stau. De ce? Toate merg încet. Răspunde încet, vorbește încet, zâmbește încet. Toate le face încetişor, că e hipotiroidie. O altă întrebare de la Ștefan. Un pahar de vin în fiecare seară, cum e? În fiecare seară se întâmplă. Unul din cele mai binecuvântate fructe ale planetei este strugurile. Are cel mai puternic antioxidant numit resveratrolul. Ăsta repară acidul dezoxiribonucleic și previne boala canceroasă. De aceea toți care sunt bolnavi de cancer, care au boli grave, trageți un pahar de must sau cumpărați struguri negri. Mergeți în oraș, vedeți struguri negri, intrați primul acolo, luați 2 kg și mâncați-le imediat. Și asta vă repară foarte bine. În momentul în care strugurile sau zeama de strugure se alterează și se face alcool, ăla devine toxic. Deci, pe de o parte, sucul de struguri e foarte sănătos, alcoolul e toxic. Și atunci e o amestecătură între toxic și sănătos. Și alcoolul, doar 7 grame pe oră poate ficatul să dea înapoi. Și dacă bei un pahar de vin, un pahar, să spunem, 200 de grame, și având 10, nu? 10%, ori din 200, ai 10 grame. Înseamnă că minim 2-3 ore
Trebuie să stai cu minte ca ficatul și în acest timp alcoolul roade, distruge tot organismul. Deci e un toxic. Iar doctorul care spune că să bei puțin alcool, e bine să mai citească câte ceva, pentru că alcoolul e toxic și nu poți ca medic să recomanzi unui om o substanță toxică. Pentru că am învățat la farmacologie în anul 3 că alcoolul sub orice formă e toxică. Dar pentru că foarte mulți doctori consumă alcool și le place alcoolul, dau și la alții. Un caz foarte interesant, apropo de acest lucru, a fost un profesor la fiziologie, Benetato, unul din marile noștri profesori. Era cam politic el, pentru că după ce a plecat el, s-a plecat și teoriile lui. Și el bea tot timpul, era prieten cu domnul Bacchus. Și permanent el se cinstea. Și atunci a introdus în medicina românească alcoolul necesar organismului și avem nevoie de puțin alcool. Dacă un student nu spunea fraza asta, că pica. Dar a murit domn profesor și a picat și teoria. Și acum se vede exact invers, alcoolul sub orice formă. Așa că sfatul acelui doctor să beți în fiecare seară, ca și când v-ați droga în fiecare seară, v-ați intoxica în fiecare seară cu un pahar de vin. Din nou spun, alcoolul din vin nu e sănătos, mustul din vin e foarte sănătos. Și de aceea consumați struguri. Să vedem aminoacizii, ați vorbit mai devreme despre ei, Ion întreabă în ce alimente îi găsim. Dar nu există aliment în care să nu fie aminoacizi. Și în salată, dacă ei sunt cărămida organismului, orice substanță care există și e vie, are în ea aminoacizi. Dar unele au foarte multe, cum am spus, leguminoasele, sâmburii, semințele, fructele uscate, cerealele au masiv aminoacizi, pe când altele au mai puțin, cum sunt fructele, cum sunt salatele. Legumele au mai puțin el, dar leguminoasele au aproape dublu cât are carnea. Și atunci, dacă vrea cineva să facă mușchi, să fie frumos, să fie solid, să fie forțos, să mănânce multă fasolică, să mănânce multă linte, să mănânce multă mazăre și sâmburi, să mănânce așa dimineața câte doi pumni de floarea soarelui, de nuci, și are forță cât 10. Tot o întrebare legată de diete. Dacă este bine să înlocuim zahărul în diete. Zahărul în sine nu e o substanță toxică, dar este foarte concentrată. Păi spuneam de la tabelul respectiv. Păi uitați-vă aici ce cantități mamut. Pot cantitățile astea mamut să dea sănătate? Când spuneam aici că sunt 150 de lingurițe în 5 litri, ard și din cauza asta dau peste ca tot organismul. Ce este diabetul în fond? Diabetul este o boală în care în sânge este mai mult zahăr decât trebuie. Și trebuie să fie cam un gram pe litru, sau 100 de miligrame la 100. Auziți puțin ce perfect e organismul nostru, auziți puțin 100 de miligrame la 100. Și dacă e mai mult, este mare pericol, deoarece ce se întâmplă fiind mai mult? Începe organismul nostru să se intoxice. Nu mai are insulină care să introducă în interiorul celulei glucoza și atunci în sânge e glucoză multă și celulele mor de foame că nu mai au glucoză. Aș vrea să revenim la tema principală a emisiunii de astăzi și anume alimentația pe perioada postului, ca să le spunem celor de acasă exact ce variante mai au, în afară de cele pe care le văd în magazine mereu, pateu, vegetal. Haideți să mergem în piață. Avem așa o piață plină de alimente sănătoase, mai mare, dragul. Avem fructe, avem legume, avem leguminoase. Cam cum aș face eu, aproximativ, regimul într-o zi. Vă rog. Dimineața, când ne sculăm, deschidem geamurile, luăm aer, nu? Și ne uităm la cer. Și spui, ce să mănânc dimineața? Ce să cer? Cereale. Deci, müsli. Ce se întâmplă? Având polizaharide, aceste substanțe dau energie câteva ore la rând. Și cine mănâncă cereale dimineață, toată ziua e în forță. Ia închipuiți un armăsar ca să fie puternic și plin de forță. Ce mănâncă? Calule mănânci? Ovăz! E bine, dacă mâncăm fulgi de ovăz, toată ziua avem energie. Am un prieten, profesor universitar, și îmi spunea, băi, zice, ce ne vezi tu pe noi să mâncăm ovăz? Dar ce suntem cai? Mă zic, încearcă și tu. Și mi-a spus, de când mănânc müsli, fulgi de ovăz, dimineața am o putere, până înainte la ora 10, 11, mă apucă foame. Acum până la 2-3 vorbesc, pentru că are energie multă.
Deci cereale dimineață, împreună cu sâmburi, cu semințe, cu mieji, împreună cu fructe uscate, pune și un fruct acolo. E bine să le punem de cu seară, că intră apa în ele. Să vedeți ce bun este floarea soarelui sau dovleacul stând în apă dimineața. E foarte gustoasă. Sau nuca. Nuca, dacă o pui în apă seară, dimineața îi zbuie coaja și ca și când e nucă proaspătă. Și o lingură de miere nu merge pe stomacul gol? Merge și o lingură de miere, de ce nu? Dar nu foarte multă. La prânz, salate, deci ne cumpărăm un castron de salată ca să umplem bine, că avem nevoie de verdețuri. Și acum, toate, și aici mare atenție, toate produsele vegetale îs vii, hrană vie și avem nevoie de vitamine. Ce întâmplă? Cea mai mare descoperire a secolului 21, suntem în 21 noi, 2013. De abia 13 ani au trecut și am și făcut cea mai mare descoperire a secolului. Sunt substanțele fitochimice. Adică, în tot ce este viu, sunt niște substanțe puse de Dumnezeu acolo care refac, care repară, care întăresc organismul. De aceea culorile, mirosul și gustul îți dă de substanțe fitochimice. Dumnezeu putea să spună să du-te dimineața așa cum o mașină, autoturism, nu? Te duci acolo, îi pui benzină, ea nu dă din coadă de eșapament, s-a alimentat, a plecat. Pe când la noi hrana are gust, în momentul în care mănânci un măr, mănânci o portocală, are gustul. Apropo de portocală, discutăm și problema care s-a pus acolo. Da. Așa e. Nu sunt injectate portocale. Coaja este de multe ori și e bine să nu mâncăm coaja, să nu mai radem lămâile și portocala, pentru că se pun substanțe ca să menține mai mult timp. Și de aceea nu intră în interior, nu sunt injectate, ci sunt doar stropite și în interior nu intră niciun fel de substanță. Toate fructele interior sunt sterile, nu au niciun microb. Ca și când cineva a injectat antibiotice, acel cineva e Dumnezeu, a pus în substanțe antibiotice, usturoiul, ceapa, au o putere de a omorî microbii incredibile. Deci orice fruct, dacă are coaja întreagă și întregă, nu are niciun microb înăuntru. E foarte interesant. De aceea să consumăm cât mai multe fructe și legume. O portocală are peste 150-200 substanțe chimice, fiecare cu altă acțiune în altă parte. De aceea, hrana animalei moartă, nu? Ce să aibă lapte, ce să aibă brânză, ce să aibă carne, ce să aibă peștele? Și peștele moare întâi. Închipuiți-vă, mai este Dunărea noastră, Dunărea albastră. Și dacă stă peștele în murdăria maronie, cu ce culoare are, ce poate fi sănătos în el? Și fructele de mare? Aceeași o travă. Adică nu mai sunt sănătoase. Din toate ăsta, să spunem, din toate orașele, nu, toate dejectele, unde ies? Acolo ne găsim scoici. Și aceia nu sunt sănătoase. Chiar mi-a telefonat o persoană suspusă, mi-a spus la telefon, zic că știi că am fost intoxicat cu mercur. Nu, zic, ce ați mâncat? Zic că scoici de acolo. În oceane, când îți dau bombe alea atomice, nu? Când vin toate, închipuiți-vă un oraș ăsta mare de câteva zeci de milioane de oameni. Câtă mizerie se varsă în oceane. Nu? S-au găsit balene, de exemplu, care au avut mercur de 1450 de ori mai mult decât e normal. De ce cauză? Păi are o gură exact cât e camera asta. Și dacă ia câteva guri și toată o intră în ea, ea reține tot ce e otrăvit în ea. Nu? Noi, stând în atmosferă, noi dăm afară prin aer tot ce e rău. Ele stând în apă, tot ce e rău intră în ele și se concentrează răutatea. Așa că nici pește nu mai sunt cum au fost. Deci pește curat. Unde e pește curat? În crescătorii. Să vedeți ce e în crescătorii. Că stă unul lângă altul, așa, nici n-au loc să miște, nici n-au oxigen, se chinuiesc. Ce hrană le dă la pești? Ce le dă verdeață? Ce le dă? Le dă prafuri. Și atunci praful e de sus, dioxina de sus, înghesuiala aia care este, ce poate să fie bun dintr-un pește? Și cineva să zic că dați peste cap toate valorile noastre. Da, dar nu sunt sănătoase. Haideți să gândim. Și Dumnezeu ne-a pus capul acesta, nu să punem apălării pe el. Să gândim cu el, să vedem, Dumnezeu, de ce? Mai e sănătos pește la ora actuală? Mai e sănătoasă? Sau pui ăștia care în câteva săptămâni devin mari cât un curcan, nu? Ei sunt hrăniți cu niște substanțe care să-i facă mari. Și în momentul în care omorâm substanțele care au crescut pe ei mari, ne vor crește și pe noi și intră în noi. Și dacă avem o tumoră mică, o face și pe aia mare. Și atunci, ce mai e curat decât, dacă ați văzut aici, că plantele, v-am dat aici, îți de 90 de ori, 40 de ori mai sănătoase. De aceea,
Hrana vegetală e peste 24 de ori mai bună decât cea animală. Și ce este postul? E o perioadă în care suntem invitați. Lăsați puțin hrana animală și mâncați câteva săptămâni, luni, numai vegetal. Să vezi cum înfloriți. Lăsați mizeriile astea la o parte. Chimicalele astea la o parte. Că nu vă fac bine, intră în voi și vă distrug. De ce avem cancer atât de mult în România? De ce suntem pe ultimul loc? Câte boli sunt? Din 10 oameni care mor, 6 mor din cauza inimii. Pentru că mâncăm grăsime animale, pentru că prăjim, pentru că mâncăm tot felul de substanțe care se depun pe vase și blochează inima și vasele. Și bolile cardiovasculare sunt bolile care omoară, vă dați seama, 10% din oameni, până la 6, din 10 oameni, 6 oameni mor din cauza bolii acestor boli. Și pot fi întâmpinate până la 90% dacă mâncăm normal, mâncăm hrană vegetală. Postul este o perioadă... E o binecuvântare, domnule. Ai mâncăm și noi natural. Nu, că nu vrem, că ce se întâmplă? Adică postul nu e o perioadă în care să fim chinuiți, să fim nenorociți, să plângem când avem de mâncare. Și din contră, mănânci hrana cea mai bună, cea mai sănătoasă. Adică trebuie neapărat să schimbăm sistemul de a fi. Și trebuie neapărat să înțelegem neapărat că e cea mai hrănitoare voastră. Și nu vă luați după cei care... Gândiți-vă, sunt oameni care trebuie să mențină laptele, brânza, ouă, carne. Dacă ar posti, cum neam anterior, 86% din oameni, s-ar prăbuși industriile, s-ar distruge, ar cădea, ar fi șomeri. Și atunci trebuie să susțină soia modificată genetic. Plantele, uite, cu injectate cu nu știu ce. Păi dacă sunt de 40, 50, 60, 90 ori mai curate, ce contează că de două ori mai niște pere au găsit că de două ori mai multe fungicide? Dar ele deja au de 30 de ori mai puțin decât carne. Să ne punem problema ce ne facem cu produsele animal, lapte, brânză, ouă, pește, de atâta insecticide, că asta intră și rămân în ele. Vedeți? Se pun problemele speciale, necinstite și nu-i frumos. Nu este. O să mai luăm, fiindcă ne apropiem de sfârșit, mai avem timp doar de o întrebare. În primul rând, Mădălina, îți mulțumim, într-adevăr, invitatul nostru este un om deosebit. Iar lui Claudiu să-i răspundem. A ținut regim o lună, cu piept de pui la grătar, orez fier și a făcut analizele și i-a ieșit albumina foarte scăzută și globulina dublă. Poate să fie de la regim? Păi, mod normal, trebuie să ne gândim că nu trebuie să punem multă proteină în noi. Noi avem nevoie de proteine 1 gram pe kilogram corp. Adică, dacă un om are 70 de kilograme, cam 70 de grame de proteină. O lingură are 15 mililitri, nu? 15 grame, să spunem, da? Două linguri, 30, 4, 60. Deci 4-5 linguri. Dacă mănânci în fiecare zi pui și pui în tine în loc de 70, 120, atunci asta nu face bine și de peste cap organismul. De aceea, și am spus din nou, proteina animală, indiferent de origine, nu e sănătoasă. Și un lucru care vreau să vă tulbure, ca să plecați tulburați în această discuție, că boala canceroasă e declanșată de proteinele animale. Genetica încarcă arma, dar trage pe trăgaci stilul de viață. Și anume, proteinele animale și cele care fac să țâșnească boala canceroasă. Deci nu mâncați, și atenție, și cu asta vreau să termin, să vă spun și ultimul punct, feriți-vă să consumați multe proteine. Ia uitați aici. Reduceți fripturile ca să nu vă îmbolnăviți de cancer. Și Institutul de Cercetare a Cancerului, de anul 2007, atenție, suntem în 2013, a anunțat că mai mult de 70 de grame de proteină, foarte bine, uite ce frumos a prins acolo, 70 de grame mai multe de proteină prinsă, adică consumată pe zi, crește riscul de cancer de 3-4 ori, dacă e peste 70. Deci exact două eugenii, nu merge. Deci și dovedit, și ce spune mai departe aici, auziți aici, spune așa, că un consum ridicat de carne roșie și prepate din carne roșie a fost legat de riscul apariției altor forme de cancer, cum ar fi cancerul de sân, de stomac, de vezică urinară și diverse organe genitale și digestive. Spuneți-ne, doriți cancer?
să fim cancer, că ăsta e cancer, nu ești cancer, nu? Pentru că dacă ai o tumoră, tu mori, adică nu e joacă. Și să vedeți cu părere de rău, noi ca medici avem această nenorocire, vin oameni foarte grav bolnavi și trebuie să-l anunț că are cancer. Și deodată spune, s-a prăbușit totul în mine, s-a terminat viitorul, s-a terminat prezentul, vreau să mor fără durere. Nu mai am niciun gând. De ce? Păi cum de ce? Pentru că ai băut, ai mâncat, ai călcat în picioare și organismul a ținut 20, 30, 40, 50 și o dată s-a rupt și a spus din cauza lui Dumnezeu. De ce a permis Dumnezeu? Dar de ce ai permis tu? De ce nu ții post? De ce nu faci mișcare în fiecare zi? Adică e neapărat nevoie să ne gândim. Totul intră în noi. Gândiți-vă puțin. Mâncarea asta animală intră în noi și ea lucrează în continuare. Și atunci trebuie neapărat să fim atenți ce mâncăm. Noi suntem ceea ce mâncăm. Să luăm niște câini și niște porci. Porcii au fost crescut doar cu grăsime de câine. Și câinii doar cu grăsime de porc. Și au fost după 3 săptămâni sacrificați. Toți câinii aveau sub piele grăsime de porc. Și toți porci grăsime de câine. Deci ceea ce mâncăm intră în noi. Și de aceea dacă mâncăm fructe, legume, avem o sănătate bună și avem o hrană vie. O să încheiem în această notă optimistă, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și în partea a doua emisiunii împreună cu domnul Drăgulănescu și un invitat special. Revenim imediat.